În zilele următoare sunt așteptate temperaturi caniculare, motiv pentru care autoritățile locale au luat măsuri suplimentare. Au fost refuncționalizate cișmelele, se vor instala corturi de prim ajutor și se va face o monitorizare a persoanelor vârstnice. Administrația Națională de Meteorologie a emis noi avertizări de cod portocaliu și cod galben de căldură, valabile astăzi și mâine în aproape toată țara. La Iași se resimt deja temperaturi ridicate încă de la primele ore ale dimineții și în următoarele zile valorile vor depăși 33 de grade Celsius. Monitorizăm împreună cu Direcția de Asistență Socială în jur de 1500 de persoane în vârstă care sunt singure și care ne pot contacta pentru diverse servicii, mergând de la cumpărarea unor alimente sau apă și alte intervenții de natură sanitară. S-au luat restricții și în cazul arterelor principale, unde autovehiculele de mare tonaj nu vor mai putea circula pe parcursul zilei. Traficul greu va fi interzis odată cu declanșarea codului portocaliu în tot orașul între orele 11 și 17, astfel încât circulația va putea fi făcută cu vehicule doar mai ușoare de 7,5 tone. Am început o cooperare mai strânsă cu Apa Vital privind punerea în funcțiune sau deschiderea unor noi puncte de apă potabilă publică. Noi avem în jur de 20 de locații în municipiul Iași. 5 erau nefuncționale, dar sunt date de săptămâna trecută în reparație. De asemenea, călătorii se vor putea răcori cu un pahar de apă rece pus la dispoziție de companie de transport public și la toate capetele de linie din oraș. Acum, căldurile care o să vină, încă n-a început chiar cald, dar oricum o să... sunt bune, pentru că ai coborât, ai luat un pahar de apă, parcat înapoi, te-ai mai răcorit cât de cât. Medicii recomandă populației să evite ieșirile pe timpul zilei, să se alimenteze și hidrateze corespunzător.